noapte. Și de oameni, apăroarea să dau cuvântul domnului primar al orașului Șindeului Silvaniei, domnul inginer Cătălin Septimiu Trucaș, să conducă această sesiune, să spun așa, solemnă de deschiderea a Festivalului Internațional de Folclor la Fântâna Dorului. Poftiți, domnul primar! Mulțumesc! Sărbuna domnișoarelor și doamnelor, bună seara domnilor! De multe zile, la mijlocul lunii iunie, ne pune firesc întrebarea care este cea mai plăcută senzație pentru noi ca și oameni. Și răspunsul este unul simplu, să avem lângă noi oameni de încredere, oameni de calitate, să avem lângă noi frați. Aceasta se întâmplă pentru a 17-a oară, când Festivalul Internațional de Folclor la Fântâna Dorului își deschide porțile în orașul nostru pentru musafiri, pentru români de pretutindeni, pentru români din România și pentru români din afara granițelor României. În primul rând, vreau să mulțumesc celor care sunt motoarele acestui festival, pentru că nu-i așa, dacă o mașină nu are motor, cu siguranță ea nu funcționează. Și aș vrea să mulțumesc familiei Neaga, care în urmă cu 17 ani a pornit acest festival, un festival mai mic atunci, care în timp s-a comportat precum pulgărele de zăpadă și a devenit un festival mare. Indiferent dacă într-un moment sau altul a existat susținerea financiară din partea Guvernului României sau din partea altor instituții și dacă în acest moment această povară financiară este la primăria Șindeului Silvaniei, nu este niciun fel de problemă, pentru că avem datoria morală ca acest lucru care a început în urmă cu 17 ani să-l continuăm. Și eu vă mulțumesc tuturor acelora care ați ales astăzi să fiți prezenți în orașul nostru. Nouă, în ultimul rând, aș vrea să mă bucur că aici, alături de noi, se află invitați de seamă. În primul rând, aș vrea să-l salut pe noul pretor al sectorului Râșcan din orașul Chișinău, domnul Balaur, care este pentru prima dată un pretor tânăr care reprezintă comunitatea împărțită cu orașul nostru, din Chișinău, din sectorul Râșcan. Mă bucur să am alături colegii mei deputați. Se pare că Șimleu începe să fie mai atractiv și pentru colegii de partid. Este pentru prima dată când la nivelul conducerii, eu sunt singurul care îmi permis să fac politică, deci nu este un festival politic, dar mă bucur că președintele partidului care reprezint, secretarul general și doi deputați sunt prezenți aici. Îi salut în ordine pe domnul Ludovic Orban, pe domnul Sighi Arcău, pe domnul Oros și în ultimul rând pe deputatul nostru, pe Lucian Bode. Am să-i dau cuvântul domnului președinte să ne spună câteva cuvinte, apoi pe rând o să îl rog pe Lucian să vorbească, pe domnul pretor din Chișinău și în ultimul rând pe doamna Doina Cociș, care este deja, putem să spunem, și șimleoancă, pentru că este prezentă la toate evenimentele culturale pe care le facem. Poftiți, domnul Orban! Sărbuna, bună seara! Îi mulțumesc, domnule primar, că m-a invitat la acest frumos festival, care am zis că este la 16-a ediție, sau a 17-a ediție, mă corectează doamna Cociș, și sunt bucuros că am venit aici. Mi se umple inima de bucurie când văd atâția tineri, atâția copii, atâția oameni în vârstă, mă uit la bebecină, care poartă cu mândrie portul popular și care cântă atât de frumos și joacă atât de frumos, indiferent ce straie am purtat pe noi, oricât de modern ar fi ele și oricât de meșteșugit croite, să nu uităm niciodată straiele noastre, straiele care ne dau identitate, straiele care au fost făcute cu mâna, din lucruri cât mai aproape de natură și care ne determină spiritualitatea și identitatea.
La mulți ani acestui festival, le doresc tuturor celor ce participă astăzi aici, nu numai din România, ci și din Republica Moldova, văd Câștința, Prut, văd din Ucraina, văd din Uzbin, Serbia, că participă români care păstrează în sufletul lor, păstrează simțirea românească. Am văzut pe Școveniu acolo. Asta e de mult, nu? Sănătate și la mulți ani Șinleului Silvanii cu ocazia zilelor Șinleului. Mulțumesc mult! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, dragi români! Ori de unde v-ați îndreptat pașii spre Șinleul Silvaniei la acest frumos festival, iată la 17-a ediție. Mă bucur tare mult să revăd prieteni care revin cu mare drag aici, la Șinleul Silvaniei. Vă salut pe cei care veniți pentru prima dată în sălaj la Șinleul Silvaniei. Sunt convins că odată ce ați călcat pe aceste frumoase meleaguri, veți reveni cu drag, an de an, la acest frumos festival. Un mare filozof spunea că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Multe s-ar putea reproșa poporului român, multe lipsuri am putea găsi la poporul român, dar nu cred că putem să spunem că poporul român nu are o cultură înfloritoare. Și asta mă îndreptățește să spun că niciodată românii, oriunde vor fi ei, în interiorul granițelor țării sau în afara granițelor țării, vor fi manipulați, pentru că avem o cultură înfloritoare. Venim aici la Fântâna Dorului și m-aș referi și m-aș pune în fața ochilor dumneavoastră ce spunea marele Liviu Rebreanu. Tradiția adevărată este singura merinde sufletească. Ceea ce faceți dumneavoastră aici, ceea ce facem noi împreună, este, o să o numesc, o tradiție adevărată, o tradiție care trebuie dusă așa cum am preluat-o de la moșii și strămoșii noștri, să o ducem mai departe, prin dansul popular, prin portul popular, prin cântecul popular, autentic, adevărat, românesc. Vă doresc să aveți parte de zile frumoase aici la Șinleul Silvaniei, distracție frumoasă, să aveți parte de vreme frumoasă și să reveniți cu mare drag aici la Șinleul Silvaniei, ori de câte ori aveți ocazia. La mulți ani, Șinleul Silvaniei! Îl rog pe domnul pretor al sectorului Riscan să ne spună câteva cuvinte. Bună seara! De fapt, într-adevăr, sunt pe prima oară că ieșesc în meleaguri. Datorită moștenitorilor că au făcut această îngrățire, îi aduc sincer mulțumiri. Undeva aici mă regăsesc și eu. Pentru că Basarabia este ca copilul care a fost înlăturat de la mamă. Și atunci când ești unul singur, este foarte greu să te lupți. Și este un singur vreaz, mai ușor se rupe ca să fie cinci. Am în vedere că dacă o să fim uniți împreună, vom lupta mult mai rapid și mai bine și nu va rezista nimeni împotriva noastră. A spus că cei care au venit pentru prima oară se mai întoarce. La sigur, o să promit că vom mai întoarce câte ori și inclusiv. Pentru că acest miracol undeva îmi trezește mica cea mare unire care o văd aici, în fața mea. Dar am avut la mai mare și mulți, mulți ani înainte vouă celor care transmiteți din generație în generație tradiția și această haină națională. La mulți ani! Doamna Doina Cociș, nu în ultimul rând, și îmi place foarte mult că de fiecare dată vine într-o ținută deosebită și am uitat să mulțumesc unei doamne deosebite din Marca, doamna Lazoc, care mi-a făcut cadou și mie această ținută. Îi mulțumesc din suflet pentru cadou oferit și promit că o să o port cu sfințenie și o să o port la fiecare eveniment cultural pe care o să se întâmple în orașul nostru. Mulțumesc foarte mult, distinși invitați, dragi români de pretutindeni, ne întâlnim de 17 ani la Poalele Măgurii, la un eveniment care, așa cum spuneam, a devenit emblematic pentru județul Sălaj. Aș vrea să vă transmit gândurile bune și felicitările din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, pe care în această seară îl reprezint aici, și să vă spun că
Strădania voastră, a șimleoanilor și a celor care în fiecare an veniți la Fântâna Dorului, nu este în zadar, pentru că sunteți astăzi cei mai frumoși români. Cei mai frumoși români astăzi sunt la Șimleul Silvaniei. Dincolo de faptul că promovăm costumul tradițional românesc, dincolo de faptul că promovăm dansuri și cântece românești, este important să nu uităm oriunde am ajunge în lume că suntem români și așa trebuie să rămânem. Identitatea națională este elementul de bază care pe noi românii ne poate promova într-un sens frumos în Europa și în întreaga lume. Iar voi aici la Șimleu faceți ca de fiecare dată lucrurile să se întâmple frumos. Și pentru asta... Ne auzim? Probabil că am supărat pe cineva, nu știu pe cine. Nu. Identitatea națională este, cum spuneam, lucrul care pe noi românii trebuie să ne reprezinte. Și văd aici în dreapta grupul de la Bădăcin și vreau să-i felicit și să le mulțumesc în mod special pentru că ne-am întâlnit cu ei în ultima vreme de foarte multe ori și ne-am întâlnit acasă la Iuliu Maniu și ne-au primit într-un mod frumos. Și suntem în anul premergător centenarului, oameni buni. Suntem în anul premergător centenarului. Trebuie să facem lucrurile să se întâmple frumos. Reabilitarea casei memoriale Iuliu Maniu este un obiectiv pentru care fiecare dintre noi, cei prezenți aici, trebuie să luptăm. Și le mulțumesc celor care și până acum au făcut lucruri. Vreau să vă doresc multă sănătate celor care veniți din altă parte și celor care sunteți de-ai casei și să vă spun că ceea ce faceți nu este în zadar. Mult succes! O rugăm și pe doamna care este suflet, parte din sufletul acestei acțiuni, pe doamna director Cornelia Neaga, să ne transmită câteva cuvinte de suflet. Mulțumesc domnului primar! Bună ziua, Șimleu! Bună ziua, stimați oaspeți! În calitate de gazde, vă urăm tuturor bine ați revenit celor care au mai fost la această minunată sărbătoare. Pentru noi, pentru toți, Șimleul este capitala românilor de pretutindeni. Pentru ce facem aceste lucruri minunate din dragoste de neam și țară și pentru minunații noștri copii, cărora trebuie să le transmitem mai departe și ei la rândul lor să transmită valorile noastre. Suntem exact ca într-o familie și dați-mi voie să vă spun, chiar dacă suntem un colectiv restrâns, avem alături oameni deosebiți și mulțumim domnului primar care de fiecare dată îmbrățișează, susține cu tărie proiectele pe care noi le promovăm și le inițiem, pentru că tânăra generație trebuie să aibă oameni de suflet care le arată lucruri minunate și care trebuiesc transmise. Pentru noi nu este un efort, n-a fost un efort neapărat foarte mare în a organiza, cât a fost pentru unii dintre dumneavoastră care ați venit de la mii de kilometri la noi. Vă mulțumim! Vă mulțumim din suflet! Vă dorim să aveți o ședere minunată! Dorim ca acest festival să fie în continuare un festival al prieteniei, indiferent de vârstă, indiferent de sexul nostru, că suntem copii, fete, băieți, oameni maturi, tineri și așa mai departe. Vă dorim tuturor o ședere plăcută, iar distinșilor oaspeți și invitați, le mulțumim că ne sunt alături. Să știți, nu sunt vorbe mari, sunt adevărate. Dovadă,
atâta lume care participă la festivalul nostru și unii dintre ei chiar de la prima ediție. Chișinău, Republica Moldova, de 17 ani, în fiecare an este prezent. Acest lucru înseamnă foarte mult. La fel și Cernăutiu. Să nu se simtă cei din țară mai prejos. Vă mulțumim în mod deosebit că participați la manifestarea noastră. Și sigur, Dumnezeu ne va ajuta cu vreme bună să putem să ne desfășurăm și să ne bucurăm de toate ca într-o familie cu rudeniile pe care le așteaptă cu drag acasă. Așadar, ședere plăcută la Șimleu! Mulțumesc! Ne vom mâna colacii tradiționali, îl rog pe domnul Neaga să prezinte toți participanții și deja cred că toată lumea știe regula. Așteptăm să, ca reprezentanții fiecărei delegații să vină pe scenă și să își preia colacul tradițional. Mulțumim, domnul primar! Așa cum am stabilit, fiecare formație își pregătește doi copii, un băiat și o fată, când aude numele, să vină aici la scenă pentru a lua colacul. Și acum să vedem cum facem. Valcău, formația din Valcău. Da, împreună cu copiii, doi copii din Valcău. Haideți, repede. Unde-i Valcău? Fiecare profesor să vină cu copiii aici, cu doi copii. Haideți. Da. Haideți. Vino cu colacul aici. Te duci la întâi la domnul, mă scuzați, domnul deputat, da? De acolo începe. Care dă colacul la copii. Da. Așa. Domnul deputat Bodea i-a ajutat să ducă colacul. Stai, până nu, stai acolo, până spun formația, dar ce încep? Da. Cehul Silvaniei, formația din Cehul Silvaniei. Unde e Cehul? Cehul e aici? Aici, cetăcinul. Haideți, vă pregătiți să nu stăm după. Doi, un bărbat și o femeie, haideți. Domnul primar, dați colacul, așa. Haideți, Bădăcinu. Unde-i Bădăcinu? Să veniți după colac. Așa. Bun. Formația de țitere. Doamna Sema. Au, iară se aude. Unde-i doamna Sema? Mă aude? Aici, da, vine. Cine urmează? Dumneavoastră dați așa. Da, așa. Serbia se pregătește, Serbia să vină. Serbia, formația din Serbia. Merge mai lateral. Serbia, Focșanii după Serbia se pregătește, Focșanii. Mergeți mai lateral. Așa. Focșanii se pregătește, da? Serbia, unde-i? Haideți, sus. Cine? Domnul deputat, haideți. Din Serbia, din Banatul Sârbesc. Uzdim. Așa. Acolo, stați acolo. Stați. Focșanii. Sus, Focșanii. Stați acolo, până strâng. Aici, Focșanii, veniți. Domnul pretor de la Rășcani. Domnul Neaca, acolo tot trebuie să fie mai lateral. Brăila. Aici, brăilenii, pescarii.
Așa. Chișinău, Republica Moldova, Chișinău. Hai, sus Chișinău. Hai, prietenii noștri, hai. Dău. Da, așa. Slatina Olt. Slatina Olt. Baia de Aramă. Baia de Aramă. Acolo, acolo, în față. În față, așa. Baia de Aramă. Câșlița Prut, Republica Moldova. Câșlița Prut. Unde-i? Este? Câșlița, o venit? Așa, ca să-l capă și ăla. Dacă ești acolo. Cernăuț, Ucraina. Cernăuț, Ucraina. Pe unde-i? Cernăuțu. Cernăuțu. Nu, nu se aude, Cernăuțu. Cernăuț. Da, mergem mai departe. Slatina, Ucraina. Solotvino, Ucraina. Unde-i? Domnul Mihai Tocar, unde-i? Nu se aude? Nu, vor veni mai târziu. Baia Mare. Maramureșu. Haideți, Maramureșu, sus. Sus, Maramureșu. Hai, Satu Mare! E aici? Aici, Satu Mare, da. Târgu Mureș! Târgu Mureș! A venit? Da. Blaj! Alba Iulia! Blaj! Este? Și greu. Haideți mai toți. Haideți mai toți. Și greu. Parcul. Și greu. Hai, mergeți voi. Da. Da? Le-au luat? Mai repet încă o dată. Cernăuțu. Nu ne aude. Slatina Maramureșul istoric. Din... Nici el nu ne aude. Unde sunt? Nu. S-a pierdut, dar la demonstrație au fost. Ei, noi le urăm sănătate, succes. Poză. Hai, hai, adunați-vă puțin, organizați-vă mai bine, să se poate face o poză. Hai, pe poză.